dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru noi femeile. De data aceasta, o temă deosebit de interesantă și foarte practică. Cum să fim fără teamă? Și am avut harul de a putea să îl am ca invitat pe fratele doctor în teologie, Iosif Țon, care se află în studio lângă mine, să tratăm împreună acest subiect. Bine ați venit, frate Iosif Țon! Bine v-am găsit, Rodica, și pe toate scumpele surori care ne ascultă, și bărbați, și frați, dacă că se ascultă uită și ei, la o temă extrem de importantă. Ce așteptăm de la viitor? Ne e teamă de viitor? Tremurăm de frică? Sau suntem optimiști și așteptăm cu bucurie ce o să vină? Noi avem preocuparea asta împreună cu surorile cu care lucrez la Târgu Mureș. Am avut și o conferință care s-a numit Fără Teamă, am studiat subiectul și am găsit multe motive și ne-am încurajat. Dar știind că dumneavoastră sunteți preocupat de asemenea de acest subiect și am văzut că unul dintre mesajele cele mai vizualizate este mesajul despre teamă pe care l-aveți postat pe internet, am zis că niciodată nu se pot atinge toate punctele unei tematici și am zis să mai dezvoltăm împreună. De ce? Ce motive avem acum când sunt atâtea probleme? Oamenii se tem de globalizare. Vedem câte atentate și parcă ne uităm dimineața. Terorism. Da? Vedem valul de migranți și mulți deja se gândesc că astea sunt semne clare, că vremurile, așa cum scrie în Biblie, de fapt, vor fi din ce în ce mai grele. Eu vreau să schimb perspectiva ascultătorilor mei. Și pentru a schimba vreau să mă duc departe înapoi. Iunie 1976. Era Ceaușescu la putere, era comunismul în puterea lui cea mai mare. Și Dumnezeu mi-a dat o viziune. Am văzut cum comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Am spus-o asta de multe ori la Europa Liberă. Fraților, comunismul se va prăbuși în scurtă vreme. Și lumea se închircea de groază. Cum îndrăznește să spună așa ceva? Aveam un prieten asta, bun. Asta da, fără teamă, okay, și curaj. Aveam un prieten bun, credincios, dar care credea că vine sfârșitul. Credea că comunismul e fiara și comunismul ne va omorî pe toți. De fapt, toți experții pe vremea aceea spuneau că comunismul a biruit în toată lumea. A apărut un articol într-o revistă, Books and Culture, în 1999, la Washington. Noi, spune articolul, credeam ca toți experții că comunismul se va prăbuși, că comunismul va birui în toată lumea. Da, a venit un român la noi, la Wheaton College, și a început să ne spună că comunismul se va prăbuși dintr-o dată. M-am uitat la el. Ce vede omul ăsta și noi nu vedem? Și pentru de câțiva ani de zile s-a întâmplat exact cum a spus el. Acum, prietenul meu, care credea că comunismul ne va distruge, n-a făcut nimic. Eu m-am dus în America și am zis, pentru că comunismul se va prăbuși, eu trebuie să școlez oameni pentru atunci. Să am oameni gata. Deci gândul de a face ceva n-a fost pentru ca să se prăbușească, ci erați atât de sigur că se va prăbuși încât v-ați pregătit pentru ce va fi după? Pentru ce va fi după.
și am făcut cărțile și toate astea sunt, le-am spus și la radio, eu fac cărți ca după ce se prăbușește comunismul să putem face școală. Și am făcut toate manualele de bază care trebuie predate într-o universitate creștină, la partea teologică. În toate cărțile le tipăream într-o tipografie din Olanda, se acumulau într-o magazie, aveam acolo la un moment dat 60.000 de cărți. Și tipograful mi-a spus, domnule, ce faci cu ele, că nu le poți băga în România? Și a spus, domnule, le mai poți ține vreo 2-3 ani? Cum să nu, eu am spațiu aici. Domnule, peste 2 sau 3 ani o să-ți dau telefon din Oradea, din România, și o să spun, pune cărțile astea în tiruri și trimite-mi-le la cutare adresă. Mi s-a tăiat și mie picioarele când am spus asta, că era prea grozav. Asta se întâmpla în ce an? Prin 87. Ok? În 90, după ce s-a prăbușit comunismul exact așa cum mi-a arătat domnul în viziune, am pregătit să începem institutul de la Oradea, astăzi Universitatea Emanuel. În vara aia au sosit tirurile cu cărțile, exact cum am spus eu. La începutul octombrie, la începutul școlii, aveam și noi primii 60 de studenți. Și am pus 60 de teancuri de manuale pregătite în anea. M-am uitat la studenți, la 60 de teancuri de cărți și le-am spus, am avut viziunea acestei zile și am umblat în toată America și am cerșit bani de am cumpărat și am pregătit cărțile astea în românește. Astăzi v-am în față și am în față cărțile. Putem face școală, pentru că fără manuale nu poți face școală. Deci am pregătit materialele prin credință. Astăzi s-a împlinit una din viziunile cele mai mari ale vieții mele. Prietenul meu, în tot timpul ăla n-a făcut nimic decât să tot strige, comunismul ne va omorâ, va veni sfârșitul, va veni sfârșitul. N-a venit sfârșitul, a venit un nou început, un mare nou început. Și noi eram gata de nou început. Ce aștepți de la viitor, aceea determină ce faci. Prietenul meu a așteptat sfârșitul, n-a făcut nimic. Ce să mai faci ceva când vine sfârșitul? Eu am văzut un nou început. Am făcut manualele care se studiază și la BII și în alte părți, pentru că vedeam un nou început. Așa că nu e o problemă teoretică numai. Dacă avem o vedere sănătoasă despre viitor, ne apucăm de lucru. Dacă numai vedem anticristul și fiara, ne închircim de frică, paralizăm de frică și nu mai facem nimic. Iată de ce discuția aceasta e foarte importantă. Așa este. Și dumneavoastră deja ați trăit o etapă, dar vreau să vedem ce facem cu pericolele care le vedem acum. Deci e extraordinar ceea ce spuneți. Să vezi în momentele în care era comunismul în maximă putere, încă el nici nu intrase în criză, să vezi că va cădea și va fi altceva, ceva după voia lui Dumnezeu. Eu nu pot decât să vă felicit pentru această viziune și pentru ascultarea de care ați dat dovadă și a făcut posibil un nou început rapid pentru acei oameni, pentru acei studenți și pentru mulți alții pe care i-ați influențat. Dar
Vedeți cum e și acum. E libertate, dar sunt amenințările pe care le-am amintit mai devreme. Unii spun că globalizarea ne va distruge, că de la Vatican va veni anticristul, alții spun că un evreu va fi anticristul și că se va rezidi templu, alții spun că un musulman și acum ridicându-se statul islamic își dau foarte multe argumente la această filozofie. Cine este de fapt anticristul? De cine ar trebui să ne temem? Să dau un alt exemplu care ne ajută. Prin 1985, șeful de la Wycliffe Translators, cei care plănuiesc să traducă Biblia în toate limbile de pe pământ, au făcut un inventar al limbilor din Uniunea Sovietică și acolo prin Ural și prin Asia Centrală, Siberia, au constatat că sunt 90 de limbi la care nu se poate ajunge. Și deci pe alea nu le putem da Biblia în limba lor. Eu imediat am zis, pentru că Uniunea Sovietică ne oprește să ajungem la limbile alea, Uniunea Sovietică se va destrăma. Și am și anunțat la Europa Liberă că Uniunea Sovietică se va destrăma și noi vom ajunge la cele 90 de limbi. Aflați că imediat după prăbușirea comunismului și când s-a destrămat Uniunea Sovietică, o grămadă de traducători s-au dus la toate limbile acelea. Astăzi, aproape toate limbile acelea au Noul Testament tradus în limba lor. Eu l-am văzut pe Domnul Iisus la lucru, deschizând Uniunea Sovietică ca noi să ajungem acolo. Acum, cea mai mare piedică împotriva Evangheliei e Islamul. Islamul e anticristul, dacă vreți, de astăzi. Țineți cont, Lenin a fost anticrist, categoric. Stalin a fost anticrist, Hitler a fost anticrist, toți au luptat împotriva lui Hristos, s-au prăbușit. Acum Islamul s-a trezit dintr-o dată că vor să devină stăpânii lumii întregi. Știți de ce e așa? Pentru că Dumnezeu zice, acum a venit vremea să termin cu Islamul. Pentru că în lumea islamică sunt 1000 de limbi la care încă n-a ajuns Evanghelia. Și Islamul trebuie să se prăbușească ca noi să ajungem cu Evanghelia la toate limbile acelea. Nu-i sfârșitul nostru, e sfârșitul Islamului. Și veți vedea, exact așa cum nazismul s-a prăbușit, comunismul s-a prăbușit, Islamul se va prăbuși. Dumnezeu va avea grijă să-l prăbușească. Și noi trebuie să vedem dincolo de asta biruința Domnului Iisus la toate popoarele asuprite din lumea islamică. La cârma istoriei nu-i Mohamed, la cârma istoriei Iisus Hristos, Domnul. Amin, amin. Și El conduce de acolo, cum spune Pavel, El trebuie să stea în cer, sau Petru spune în Fapte 3, El trebuie să stea în cer până va pune pe toți dușmanii Lui sub picioarele sale. Și Domnul Apostolul Pavel în Corinteni 15 ne dă aceeași viziune. El stă la cârmă, El conduce treburile împărăției lui Dumnezeu care trebuie să ajungă la toate națiunile. Numai atunci va veni sfârșitul. Matei 24, versetul 14. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus. Deci, eu văd un nou început în istorie.
începutul prăbușirii islamului, începutul epocii în care împăratul împăraților și domnul domnilor își manifestă puterea în prăbușirea celui mai mare anticrist care s-a ridicat vreodată. Vă gândiți aici, când afirmați asta, la dispariția islamului asemănător cum a dispărut comunismul, asemănător cu căderea lui Lenin în disgrație, sau vă gândiți la o libertate de a merge cu Evanghelia în țările arabe, în țările islamice și a putea să evanghelizăm oamenii de acolo? Acum vreo 3 ani de zile am întâlnit la București un evreu născut în Irak. Evreu născut în Irak, creștin. Discutam de primăvara arabă, de renașterea islamului. Și el mi-a spus atunci, fii atent, acum încep să se măcelărească unii pe alții. Uită-te cum se vor lupta și se zdrobesc unii pe alții, noi doar trebuie să vedem cum ei se măcelăresc unii pe alții. Uitați-vă câte dezastre au făcut deja în Irak, în Siria. Ce salea? Parte din procesul de distrugere a islamului. O vreme va fi autodistrugere. Eu nu pot ști tot scenariul pe care îl are Domnul Iisus de pe tron. Una știu. El va birui. Amin. El își va afirma domnia și în lumea musulmană și la urmă vom proclama Iisus Hristos este Domnul și la Mecca, și la Medina, și la Teheran și peste tot în lumea arabă. Domnul Iisus își va arăta puterea și domnia și acolo. Amin. Mă bazez pe bunătatea lui Dumnezeu și pe faptul că lui îi pasă de toți oamenii. Când am călătorit în țările arabe, într-adevăr, am văzut, mai ales la femei, o viață grea și niște legi și niște învățături în Coran care defavorizează femeia. Și am zis în inima mea și am zis și cu voce tare, ce bine că sunt femeie, dar sunt născută într-o țară creștină, în biserică unde Iisus a restabilit lucrurile și femeia are valoare. Deci în religia islamică nu, femeia nu are valoare. Hai să-ți mai spun ceva. Când a venit comunismul la putere, cu promisiunea că vor face raiul pe pământ. Eu eram tinerel de vreo 14 ani când s-a instaurat comunismul în 48. Efectiv asta spuneau. Nu vă mai gândiți la cer, noi ce facem cerul pe pământ. Și tânăra generație de atunci l-am crezut. Am crezut că, într-adevăr, prin comunism va face raiul pe pământ. Și n-au trecut decât 20 de ani să vedem că, de fapt, se făcea iadul pe pământ. Și, dintr-o dată, toate națiunile din lumea comunistă au început să urască pe cei care le promiseseră raiul pe pământ. Și abia au așteptat să-l arunce după aceea la gunoi. Să scape din raiul acela. Acum, exact același lucru îl promitea Ayatollahul Khomeini prin 80 la Teheran. Noi vom face societatea ideală pe pământ. Islamul va fi societatea ideală. Pentru că dintr-o dată, chiar acolo în Iran, lumea să vadă, ăsta nu-i raiul pe pământ, ăsta iadul pe pământ. Și tânăra generație din Iran
e setoasă după Evanghelie ca nicăieri în altă lume. Sunt mai multe convertiri în Irana astăzi la creștinism decât în orice parte din lume. Numai noi nu știm, noi nu avem statisticile. O biruință a creștinismului, exact cum a fost sub Mao Zedong în China, că astăzi avem peste 100 de milioane de creștini în China, când se zicea ei au distrus tot creștinismul. Nu l-au distrus. Creștinismul a biruit. Ei, același lucru îl vedem acum în lumea islamică. Ei se trezesc că islamul e cea mai rea societate posibilă. Și tineretul care are mijloace de informație, are acum internetul, are și vede, își dă seama, aceea nu-i societatea ideală. Atâta că toți așteaptă că dacă vom fi noi stăpânii lumii, atunci noi ne bucurăm noi de realizările lumii. Până se vor trezi că nu se poate și își vor da seama că au fost înșelați. Cum lucrează Dumnezeu? Cum trezește Dumnezeu lumea islamică? Nu am tot scenariul, dar are Domnul meu. Și eu vă garantez din nou, nu așteptați să pierim. Aștepta să biruiască Domnul Iisus până pune steagul lui pe toate țările. Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită la toate națiunile, ca toate națiunile să învețe să trăiască după Evanghelia împărăției. Deci, anticristul? Da. Islamul e unul dintre marii anticriști. Măceluri? Da. În orice manifestare a lui anticrist a fost măcel al creștinilor. Și creștinismul a biruit prin martiraj. Ei, vorbind despre satana, ei martirii, l-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor, pentru că nu și-au iubit viața până la moarte. Dacă vine anticristul, indiferent cine e el, și îmi spune, închină-mi-te mie, voi face cum am făcut pe vremea lui Ceaușescu. Am îndrăznit să spun, eu nu mă închin. Eu cred altfel. Securiștii se temeau de mine când le spuneam ce cred eu. Cum îndrăznești să vorbești așa? Păi sunt liber. Eu sunt liber prin libertatea care mi-a dat-o Domnul Iisus. Eu n-a trebuit să aștept eliberarea pentru că m-a eliberat Domnul Iisus de frica anticristului Ceaușescu când eram acolo și am îndrăznit să mă opun lui. Și orice alt anticrist vine, noi trebuie să avem curajul să spunem, eu nu mă închin ție, eu mă închin Domnului Iisus Hristos care e pe tron la dreapta lui Dumnezeu și care își va așeza împărăția lui pe tot pământul. Amin. Foarte interesant ceea ce spuneți, dar cred că unii se gândesc ascultându-ne și poate au frica, chiar aveam un articol pe Facebook a unui frate păstor care e și coleg cu noi, o întrebare, sunteți gata să muriți, domnule pastor? Cred că mulți ne punem întrebarea aceasta când vedem că pur și simplu într-un aeroport liniștit să fii la îmbarcare, să nu te aștepți ca să explodeze acolo o bombă sau în altă parte, e
un semn de întrebare și o teamă, probabil, de a nu plăti cu viața în acest război dintre rău și bine. Celălalt lucru de cea mai mare importanță. Când m-a amenințat securistul că mă împușcă și eu am zâmbit până la urechi, domnule, când mă împuști, mă trimiți la glorie. Prin împușcare mă trimiți la glorie cerească. Pe mine nu mă pot speria cu gloria. Și s-a uitat la mine și zice, domnule, ce fel de om ești? Când îi spun cuiva te împușc, ăla măcar tresaltă de frică. Dar dumneata zâmbești până la urechi, dumneata nu ești normală. Sigur că nu-s normală, că supranormală. Pentru că eu știu că moartea înseamnă că intru în gloria cerească. De ce să mă tem? Dacă crezi cu adevărat în Hristos, dacă crezi cu adevărat că moarte înseamnă să mă duc la El, acolo unde e mai bine, de ce te temi? Fii om, cum spune cuvântul, fiți oameni. Să vă intre dinamismul ceresc în vene și în nervi și să ziceți, indiferent că mă împușcă sau e o explozie unei bombe a teroristului, indiferent ce, Domnul zice, hai sus, ai stat acolo, eu abia aștept, dar El zice, nu mai stai acolo că mai am de lucru cu tine. Și eu spun, Doamne, da, pentru bătrânii e mai greu. Și El zice, stai acolo că mai am de lucru cu tine. Eu abia aștept să mă duc la glorie. Va fi un terorist care ne va împușca avionul? Plecăm la glorie. Gândește-te la Evrei 2 cu 14 și 15. Prin frica de moarte, diavolul îi ținea robi toată viața. Prin frica de moarte, taci, nu mișca, că te omoară. Și eu am zis, eu nu vreau să fiu rob. Și când am înțeles că El a murit moartea mea, și eu nu mai mor, eu doar mă duc la glorie. Am fost eliberat de frica de moarte. Haideți să citim Evrei 12. Evrei 2, versetul 14 și 15. Te rog, citește-le. Așa. Și ăla să fie pentru toți un motto. Asta e un răspuns la următoarea mea întrebare, care era de ce ar trebui să nu ne temem? Citește că acolo. Atacurile sunt și generale și personale. Evrei 2, 14 și 15. Hristos, marele preot, este subtitlu. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Prin frica morții erau ținuți robi. Frica de moarte te înrobește și instrumentul diavolului, nu mișca că te omoară. Și atunci te închizi în carapacea ta, care devine o închisoare, închisoarea fricii, și nu mai faci nimic, nu mai poți trăi cum trebuie. Atunci, sub Ceaușescu, versetele acelea mi-au dat libertatea. Și am devenit liber pentru că nu mai era frică de moarte. Și văd că v-a ținut până acum, că dacă merge la modul foarte concret, iată că dumneavoastră la o vârstă înaintată spuneați data trecută că sunteți tânăr și eu așa vă văd tânăr și plin de entuziasm și de energie, dar totuși anii aceia uneori apasă la câte o zi așa mai de oboseală.
ați avut îndrăzneala, curajul să vă urcați în avion acum, după ce atentatul de la Bruxelles încă nu e finalizat cu clarificări și cercetări, și să veniți în România. Și asta chiar dovadă că nu vă este frică de moarte. Vreau să mai adaug ceva tare important acolo, cu că frica mare acum pentru tare mulții numărul fiarei și chipul. Oh, da. Era pe lista mea și asta. Ok. Frați și surori, nu știu de ce, cred că nu știți să citiți mulți dintre voi, că vine și îmi pune numărul fiarei prin chip. Acum, toți avem doctorat în literatură. Da, dar nu, dar știm citi. Acolo spune așa: va veni unul care va zice, eu sunt Dumnezeu. Deci asta va fi acel fiară, anticrist, care se proclamă Dumnezeu și care pretinde ca oamenii să îi se închine ca lui Dumnezeu. Va fi o situație în care totul e computerizat și el va zice, dacă nu mi te închin mie, nu-ți dau numărul. Și pentru că nu-ți dau numărul, nu mai poți să cumperi și să vinzi. Așa e. Nu-ți dau numărul și dacă îl ceri, nu ți-l dau, că nu mi te închin mie. Noi citim invers, că îmi pune numărul fără să-mi dau eu seama, prin chip. Fraților, nu știți citi? Acolo spune clar că numărul ți-l dă ca să poți vinde, să poți să ai credit card. Și pentru că nu te închin, nu ți-l dă. Și eu spun, nu mă închin, nu mi-l dai, mor de foame. Ce? Au mai murit și alții de foame. În 3-4 săptămâni, în 2 luni de zile, suntem morți de foame. So what? Și ce? Noi citim răsturnat că îmi pune numărul pe ascuns fără să-mi dau eu seama. Nu scrie textul așa ceva. Citiți corect în Apocalipsa 13, acolo e cu numărul. Am și deschis. Dacă citești bine și zici, păi se va ridica, cine știe, poate chiar în generația noastră să ajungă tehnologia la asta, că unul să preia toată conducerea prin globalizare, prin, și să se declare Dumnezeu și să pretindă închinare. Și ce dacă? Așa cum nu m-am închinat lui Lenin și lui Stalin, nu m-am închinat lui Hitler, nu m-am închinat lui Ceaușescu, nu o să mă închin nici la ăla. Mor de foame? Mor de foame sau îmi taie capul sau mă împușcă? Și ce dacă? Eu zbor, mă duc acasă la Domnul unde e mult mai bine. Nu mi-e frică de moarte, pentru că moartea mea a murit-o Domnul Iisus. Așa spune acolo în Evrei. Prin moartea lui ne-a eliberat de frica de moarte. Adică el a spus, moartea pentru tine nu mai există, am murit-o eu. Pentru tine e doar invitația să vii acasă. Am fost eliberat de frică. Așa că frica de anticrist, cine o fi el, sau de fiară, cine o fi ea, de ce să mă tem? Eu am de lucru pentru împărăție. Așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug
și din sulițele și din cosoarea lor cosoare, niciun popor nu va scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Isaia 2:4 și apoi capitolul 11:9. Nu se va mai face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoașterea Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Când va fi aia? Haideți să vă spun eu când. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți. Vă spun eu. Aici în Isaia 2, versetul 11, omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfată și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Care e problema omenirii? Problema e asta. Versetul 17. Mândria omului. S-o pun așa. Pe la anul 1400 a început o nouă mișcare în Europa de eliberare de cătușele Bisericii Catolice și oamenii au îndrăznit să gândească liber. Fenomenul s-a numit renaștere și a fost o renaștere a civilizației europene prin eliberarea de cătușele impuse de oameni. Problema a fost că omul s-a declarat stăpân. Mândria omului, mișcarea s-a numit umanism, pentru că Dumnezeu a fost înlăturat și omul a fost înălțat. Și până la urmă, din mișcarea a venit iluminismul, rezultatul final, cele două războaie mondiale. N-a fost adevărată renaștere. Numai Dumnezeu va fi înălțat în ziua aceea. Când noi reușim să-i convingem pe oameni, nu e în interesul tău să-ți fii tu stăpân. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți fie stăpân. Domnia omului să se dea la o parte ca să vină domnia lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu. Ce propovăduim noi acum, reluând învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, e acest fenomen. Câte vreme domnia omului e supremă, e iadul pe pământ. Indiferent ce sistem politic avem, fie că e stalinist, fie că e capitalist, fie că e islamist, omul e stăpân. Dar a început acum mișcarea nouă prin care omul acceptă să se dea jos de pe tron și să-l punem pe Dumnezeu împărat. Numai Dumnezeu va fi înălțat în ziua aceea și va fi pace și fericire pe tot pământul. Când Dumnezeu devine împărat, asta e împărăția lui Dumnezeu. Eu i-am zis și lovitură de stat. Trebuie să întâmple o lovitură de stat în fiecare dintre noi. Guvernul omului e răsturnat și e pus guvernul lui Dumnezeu. În momentul în care s-a schimbat o rânduirea în om și nu mai e omul șef, ci e Hristos șef, atunci, dintr-o dată, totul funcționează bine în om. Pentru că acum s-a constatat că atâta vreme cât urâm,
ne dușmărim, suntem răi, furăm, ne tragem țepe unii la alții. Totul noi funcționează rău. În momentul în care învățăm să iubim și să fim buni, în noi se produce vindecarea, în noi se produce eliberarea, în noi se produce iadul, a plecat, a coborât raiul. Vie împărăția ta înseamnă să se facă voia ta în mine cum se face în cer, și atunci e cerul coborât pe pământ. Asta e viziunea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus, dar ea pornește încă de la Isaia. Și când noi captăm asta, și în toată lumea, asta e noua mișcare, noua mișcare în toată lumea e mișcarea împărăției lui Dumnezeu. Revenim dintr-o dată, așa cum a scris un mare teolog pentecostal, a scris o carte, The Rediscovery of the Kingdom of God. Am redescoperit împărăția lui Dumnezeu. E un subiect nou. Parcă era ascuns undeva. Și a venit cineva care a scris When Heaven Invades the Earth, când cerul invadează pământul. Dintr-o dată înțelegem că împărăția lui Dumnezeu coboară aici. Cum? Prin loviturile astea de stat. Omul renunță să-și mai fie șef și îl instalăm pe Dumnezeu să ne fie șef. E împărăția lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, adică să se facă voia ta în mine, nu voia mea. Câte vreme s-a făcut voia mea în mine, am fost vai de mine. În momentul în care îl instalez pe el și se face voia lui în mine, învăț în primul rând să nu mai fac răul. Toată puterea lui Dumnezeu e la dispoziția mea să zic nu răului și să devin o persoană care iubește și o persoană care e plină de bunătate. Revoluția cea mai mare în omenire e revoluția asta interioară, prin care nu mai sunt robul răutății, robul păcatului, am devenit o persoană după chipul lui Dumnezeu, adică unul care iubește și care e plin de bunătate. Cea mai mare revoluție pe pământ e revoluția împărăției lui Dumnezeu. Și asta se proclamă acum în mijlocul acestor răutăți. În loc să ne temem de teroriști și de globalizare, noi să vedem că peste tot în lume, dintr-o dată, creștinii se trezesc, să nu ne mai fim noi șefi, să-L instalăm pe Domnul Iisus ca împărat peste noi. Revoluția cea mai mare pe planeta Pământ se numește împărăția lui Dumnezeu aici și acum, care schimbă pe fiecare individ și după aceea. De la fiecare individ e schimbarea fiecarei biserici, unde instalăm cultura împărăției lui Dumnezeu, respectul față de fiecare persoană, dăruire față de fiecare persoană, și de la fiecare biserică la fiecare oraș, și de la fiecare oraș fiecare țară, și împărăția lui Dumnezeu începută în fiecare din noi se întinde pe tot pământul. Iată viziunea care zice, pentru asta merită să trăiesc. Și cu asta ți se luminează fața de bucurie, pentru că totul noi e bucurie când l-am instalat pe Dumnezeu, stăpânul nostru. Ascultându-vă, mi-am amintit cum învățam la istorie, la școală,
despre comuna primitivă, o rânduire sclavagistă, feudală, epoca modernă, democrația, capitalismul și acum ar urma împărăția o rânduire a împărăției lui Dumnezeu. Există, dacă vrei așa. Cam asta ar fi concluzia mea, dar parcă nu vreau să spun că nu-mi vine să cred, dar această afirmație, așa sumarizată, poate stârni reacții și întrebări de genul: bun, dar de ce n-a venit mai repede? De ce n-a venit până acum? De ce n-am trecut de la sclavagism? De ce n-am trecut acum câteva sute, câteva mii de ani, când a venit Domnul Iisus, să fie direct împărăția puternică? Dacă am avea o altă oră, exact întrebarea aia aș răspunde. Păi eu propun să ne revedem la o nouă ediție în care să mai intrăm un pic mai adânc în această tematică și mai ales să abordăm și latura cealaltă. Dumneavoastră ați început foarte frumos spunându-ne de viziunea asupra căderii comunismului în momentul în care era în glorie. Și eu am subliniat și n-o să uit că nu ați făcut ceva ca să cadă comunismul. Erați sigur că va cădea, ci ați vrut să pregătiți lucrurile după ce va cădea. Și acum noi care așteptăm să se instaureze într-un mod mai puternic decât a fost până acum împărăția lui Dumnezeu pe pământ, noi ce avem de făcut oare? Și aș vrea să ne dați câteva sfaturi cum să acționăm. Tineri, deci, vârstnici, bărbați, femei. Cu ajutorul lui Dumnezeu revenim la o altă misiune. Acum timpul nostru a trecut. Da. Vreau doar să vă spun la toți, nu vă mai fie frică. De în Biblie de 366 de ori spune: nu vă fie frică, nu vă fie teamă. Pentru că sunt 366 de zile în anul bisect. Și pentru fiecare zi din an, inclusiv ziua din anul bisect, Dumnezeu zice: nu te teme, nu vă îngrijorați. Domnul are grijă de voi. Voi căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi le dă Dumnezeu pe deasupra. Noi urmărim împărăția lui Dumnezeu, adică să se facă voia lui Dumnezeu în noi așa cum se face în cer. Fă-o așa și vei vedea că ai coborât cerul în tine și din tine apoi îl răspândești și la alții. Și totdeauna nu uităm că lui îi dăm slava. El face totul și noi îi atribuim lui numai lauda, cinstea, mărirea și slava Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim de această încurajare și abia aștept să continuăm subiectul în următoarea ediție. Amin. Să fiți binecuvântat. Dragi prieteni, așa cum le-am auzit pe fratele Iosif Țon în această ediție cu multe argumente și cu multe explicații, vă îndemn și eu să fim fără teamă și să ne luăm motive și argumente pentru a fi fără teamă din cuvântul lui Dumnezeu. Și la o următoare ediție vom intra în subiect mai adânc, văzând ce mai facem pe lângă faptul că nu ne este teamă, cum acționăm ca să fim în planul împărăției lui Dumnezeu. Vă așteptăm să ne revedem peste o săptămână la o nouă ediție. Fiți binecuvântați și fiți fără teamă! La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.